ziua, dragilor! Sunt Bianca Comănici, mă bucur să ne revedem la Culisele Iubirii. Invitata mea este Anca, din sezonul 1 din Casa Iubirii, care în acest moment se află tot în Italia, acolo unde are casa, și este prin legătură Skype. Bună, Anca! Bună, Bianca! Bună tuturor! Ce faci, dragă? Bine, bine, foarte bine. Tu? Bine. Ești bine? Da, sunt bine, sunt ok, sunt viața mea de zi cu zi. Și tot ok. Cum se vede și pe online, adică totul floare la ureche. Ultima dată când am vorbit, spuneai că stai destul de bine pe partea sentimentală. S-a oficializat ceva? Eu am făcut greșeala să oficializez o singură dată. Eu știi, greșind, învăț. A doua oară acea greșeală nu o fac. Ce s-a întâmplat? Nu, momentan nu oficializez nimic, nu e nimic de oficializat, dar pot să spun că inima mea tot timpul ocupată. Să înțeleg că nu vrei să mai faci greșeala pe care ai făcut-o în trecut. Greșeala care... Nu pot să spun că a fost o greșeală, pentru că nu e frumos să spui pământ farfuria unde am mâncat. Și să nu ne uităm că fiecare a mâncat în acasă la celălalt și respectul mai presus decât orice. Doar că și până înainte, și până atunci eu nu oficializam nimic. Sunt o persoană care preferă să se posteze pe ea și nu pe persoanele de lângă ea. Dar ți-ai dori să se oficializeze ceva? Ți-ai dori? Dacă vreau, pot, dar nu vreau. Din inițiativa ta? Da. Am înțeles. Să înțeleg că te aștepți ca el cumva să facă acest pas. Nu am nicio așteptare, că nu trebuie să le așteptăm de la oameni, să nu rămânem dezamăgiți. Nu mă interesează, fiecare face ce vrea cu viața lui. Cam cât de mult timp petreceți pe săptămână împreună? Aproape fiecare seară. Ah, deci este ceva destul de serios, aș putea spune. Nu e nimica cu obligație, dar pot să spun că da, dacă îi merg acasă la el, vine acasă la mine, adică nu avem nimica de... Ne cunoaștem foarte bine, cum spun. De cât timp vă cunoașteți? 3 ani. Ești îndrăgostită? Iubești? Dacă trebuie să fie partea aia de iubire, tot timpul am iubit o persoană și o să iubesc toată viața. Adică persoana cu care am crescut și cu care o am și pe Iron cu el. Dar în rest, momentan nu iubesc și foarte greu să iubesc o persoană așa cum am iubit pe persoana respectivă. Persoana respectivă fiind cine? Fostul tău iubit? Da. Am înțeles. Mai ții legătura cu fostul? Bineînțeles că ții legătura. Și când eram în casă, el știa despre mine și avem un raport ok, adică ne respectăm un pe celălalt. Și nici eu, nici el suntem așa în suspans cu viețile noastre. Dar nu ne-am împăcat. Păi să înțeleg că încă te gândești la fostul, dar... Nu mă gândesc la fost în sensul de a face o relație cu el din nou, pentru că dacă ne-am lăsat, motiv este. Da, te gândești că încă îl iubești, dar te întâlnești cu altcineva. E o persoană la care vreau bine, deci nu pot să... Poate la fiecare dintre noi în viață, persoana pe care am iubit-o prima dată, e o persoană care ne rămâne în suflet, în inimă și de fiecare dată când o vedem ne dă senzația aia de plăcere, de binestare și nu e frumos nici să repede să scuipăm în farfuria unde am mâncat, iar cu el am un raport foarte civil, foarte frumos, adică am ajuns la un echilibru de raport în care suntem destul de maturi să realizăm de cine am lăsat și ce le place la noi și asta ne permite să avem și o relație normală, adică de zi cu zi, dacă ne vedem într-o parte să nu aruncăm cu pietre după noi. Da, dar să înțeleg că sunteți destul de apropiați. Asta s-a înțeles. Da, suntem apropiați, bineînțeles, pentru că eu mă duc acasă la el, l-am pe Iron cu el,
ne vedem, vorbim, ne facem videochiamate, deci lumea care e în online și mă urmărește știe că când sunt cu Iron, sunt la el acasă. Mm-hmm. Și nu avem nimica, niciodată n-am spus nimica, din contra. Tot timpul am fost prea transparentă și după aceea ce am spus s-o dovedit în parcurs. Anca, ai spus în repetate rânduri că tu ai avut o afinitate pentru Ionuț. De ce crezi că acesta nu a reușit încă să își găsească pe cineva? Și din când în când, într-adevăr, susține că își dorește să plece. Ce crezi că este în mintea lui? Ionuț nu e un copil, are și o vârstă, nu pot să spun nici că e bătrân, nici că e tânăr. Are o vârstă destul de matură în care au avut experiențe de viață, au avut și palme în față de la viață și poate este mai greu să se deschidă, să pună în joc. Nu mai ai aceeași răbdare, nu mai ai același chef, același vibe de a spune am timp de pierdut. Și probabil că a avut o experiență în casă care nu a fost indiferentă, toată lumea știe și noi toți știm chestia asta. Și probabil zice, mai bine mă protejez pe mine decât să mă pun iar pe tavă și să nu meargă bine. Până la urma urmei e greu. Deci ajungem la o anumită vârstă în viață în care să ne punem în joc din nou, din punct de vedere sentimental, este foarte greu. Și preferăm să stăm așa decât să permitem la lume să intre în viața noastră. Dar ai putea să îmi spui care este cea mai mare calitate a lui Ionuț și cea mai mare defect? Cel mai mare defect al Ionuț e că se crede prea, eu sunt doar eu. E prea mândru de el și zice, când zice, eu îți fac, eu îți drag. Chestia aia nu-mi place, pentru că nu cade frumos nici el. Când spune la lume, dacă eu vreau, te trimit acasă, ceva de genul. Cea mai mare calitate e că e o persoană care e așa cum e, adică știe să fie și umil și simpatic, are mai multe calități. Foarte frumos. Știu că urmărești Casa Iubirii și aș vrea să-mi răspunzi dacă ai un punct de vedere despre asta. De ce crezi că Ionuț are mereu discuții în contradictoriu cu Robert? Eu sunt sigură că, din punct de vedere personal, în afara casei, nu este nimica. Dar? Pentru că Ionuț are viața lui, Robert are viața lui. Dar că sunt două caractere puternice. Și, cum se spune, doi lei în aceeași cușcă nu pot sta. Așa este. Și de asta sunt conflicte. Uite, Robert l-a acuzat pe Ionuț că și-a bătut joc de Larisa. Cine? Robert? Robert l-a acuzat pe Ionuț că și-a bătut, că Ionuț a bătut joc de Larisa. Dar de ce trebuie să joc? Ar trebui să vedem din ambele lăți. Poate să bătu joc unul de celălalt și să-l juca bine rolul. Tu ce sau părere? Poate nu s-a bătut joc nimeni de niciunul și nu a mers, nu a fost să fie. Care este părerea ta? Părerea mea că nu, Larisa nu a fost persoana potrivită la momentul potrivit pentru Ionuț. Pentru mentalitate, pentru vârstă, pentru experiență de viață, pentru trăit. Dar eu am cunoscut-o și pe ea și pe Dori în afară. Nu sunt persoane rele, nu sunt persoane cu care să ai conflicte din contra. Și nu a fost să fie, deci nu a fost karma aia corectă. Robert a spus că și Ionuț a mai fost la o emisiune unde a jucat teatru. Da. Mai exact la o nouă șansă. Noi știm cu toții chestia asta. Da, și... am aflat-o și când am aflat-o, m-am șocat. Dar toate fetele m-au spus, vezi că e ceva normal, știu cu toții. Adică de ce judecăm numai pe Ionuț, care au mai făcut emisiuni, da, într-adevăr. Dar hai să fim că mai sunt persoane care au fost într-o altă parte și acum sunt în Casa Iubirii. Sau sunt persoane care stau acolo doar pentru vizibilitate și nu conclu nimic în viața lor. Dar crezi că Robert își caută subiecte cu Ionuț? Nu zic că Robert caută subiecte sau așa, dar știu că să ajungi acolo dimineață și să nu ai despre ce vorbi, e greu. Da. Acum câteva zile, Robert a spus că după amenințările pe care le spune
Ionuț trebuie să fie descalificat. Tu ce crezi? Nu știu ce anumințe l-a făcut Ionuț, pentru că nu am văzut, sincer. Dar sunt sigură că dacă ar fi fost ceva de atât de grav, nu s-ar fi închis ochiul. Așa. Dar dacă luăm și pe partea cealaltă, și în sezoanele trecute, și în sezonul ăsta, și producția știe foarte multe, eu știu foarte multe despre noi, o știu orice facem, oriunde mergem, ori la orice oră, și tot timpul a avut probe. Și nimeni dintre noi, chiar dacă poate am greșit, nu am fost descalificați. Așa este. Și nu cred chiar de grav. Ionuț crede că toate lucrurile pe care le face Robert sunt pentru că el iese mai tot timpul favorit și vreau să te întreb și pe tine. Crezi că Robert este invidios? Robert are 30 și ceva de ani, 33. Să ajungi la 33 de ani, să fii invidios de o altă persoană înseamnă că e grav. Nu știu, nu-l cunosc personal pe Robert. Știi foarte bine că nu-mi dau cu părerea dacă nu cunosc bine persoana. Da, da. Dar ar fi ceva... Poate faptul că când e cecul, ești prea convins. Și chestia asta te umflă, te face să fii măreț. Dar nu totul se cantitifică în cecul ăla sau în banii ăia. Pentru că foarte mulți dintre noi, ok, au primit cecurile și după, ce-au făcut? Sau sunt persoane care sunt acolo de ani de zile și nu au primit numai două cecuri în 2 ani. La cine te referi? Mă refer la cine acolo de sezonul trecut, Radu, Bianca. Sunt persoane care sunt acolo de sezonul trecut și au primit, poate, în tot 6 cecuri în 2 ani. Mm-hmm. Și care-i câștigul? Da. Bianca și Alexandru, pentru că tot ai reamintit de ea, s-au despărțit. Alexandru s-a despărțit de ea. Alexandru a hotărât că vrea să plece, a fost foarte hotărât. Și a fost eliminat. În acest moment se află acasă. Bianca în casa iubirii. Da. Se repetă istoria pentru Bianca, este a treia oară. Când e în această situație... Ce părere ai? Bianca e foarte inteligentă, repet, cum a spus tot timpul, și joacă foarte bine, cu cuvintele. Dar anumite chestii, dacă le faci în viață, se întorc înapoi când ți-e lumea mai dragă. Dar ți-a făcut ceva anume, Bianca? Nu, eu mă refer în general, mie nu ai să-mi facă nimic. Pentru că eu tot ce am spus, am dovedit, tot ce am spus a fost pe tavă, mie nu mi-a spus nimica și... Ce a fost să afle despre mine, Anca, punct, s-o aflat, am fost acolo și dacă avea cineva de spus ceva despre mine, în particular, vine să spună. Dar nu știu cum să zic, adică și faptul că tu acuzi, că tu spui, că anumite chestii în viață le plătești. Nu le plătești azi, nu mâine, peste un an, peste doi, dar le plătești. Ceva au făcut, pentru că soarta asta e atât de rea, nu? Alexandru a cerut să fie eliminat și așa s-a și întâmplat, pentru că și-a dorit foarte mult, a spus, din motive medicale. Crezi că, într-adevăr, acestea sunt motivele? Deci, să stai acolo în casă, dumea de acasă vede că e ceva wow, foarte frumos, foarte ușor, nu faci nimic, stai pe canapea. Dar din punct de vedere psihic, e foarte greu. Dar în același timp și foarte frumos. Da! Eu asta zic, e foarte greu pentru concurenții, dar ai o experiență frumoasă, e ceva care nu mai faci niciodată în viață, care îți dă posibilitatea să crești și dacă ești persoana deșteaptă, poți să rămâi, să continui. Depinde cum joci. Dar posibil că da, poate el s-a așteptat la altceva, pentru că, repet, de acasă se vede altfel. Și să stai acolo, E frumos, dar e și greu. Dar de ce s-a despărțit de Bianca? De ce nu au plecat împreună? De ce nu i-a cerut și ei? De ce a ales să se despartă? Pentru că se știa foarte bine că Bianca nu renunță pentru nimeni la emisiune. Uh-huh.
Deci persoanele care au văzut sezonul trecut e mai importantă emisiunea decât, decât orice. Uite, Alexandru a cerut în gală să fie eliminat, iar Bianca a încercat să le facă pe fete să nu facă asta. Să le, să le convingă într-un fel. Crezi că a procedat corect? Dacă Bia vrea să aibă, să țină foarte mult de relația asta, în anumite atingeamente, în anumite chestii care le deranja pe Alexandru, le evita, gen cu Laurențiu. Nu evita. Că dacă eu vreau să fac ceva, să fie frumos și să am persoana de lângă mine, să stez bine, evit anumite chestii care o fac să sufere. Dar dacă nu l-a evitat, un motiv este. Ea știe foarte bine ce a de făcut și ea știe foarte bine cum trebuie făcut. Alexandru a fost cam într-un conflict cu Laurențiu, iar Bianca și Laurențiu au fost tachinări cam tot timpul. Crezi că și asta a contribuit la despărțirea lor? Bineînțeles, asta a fost motiv mai mult pentru despărțire. Că, da, Alexandru de la bun început să știu că e o persoană geloasă. Din primele zile, din când a intrat în casă, să știu că el oricum anumite chestii le deranja. Și mai ales, repet, când stai acolo, după luni de zile și anumite atingeamente nu se schimb, îți dai seama că ajungi la un moment dat în care spui, ok, gata, trebuie să mă salvez pe mine. Pentru că nu stau bine, nu stau bine psihic, nu stau bine moral, nu stau bine, nu stau bine context. De ce să stau eu să sufăr, să fiu negru, rământru, când pot să plec acasă și să fiu liniștit? Dar tu ce spui? Într-o zi, Bianca a vrut să-l strige pe Alexandru și l-a strigat pe Laurențiu. Mi s-a întâmplat și mie chestia asta și știi cum e, de multe ori mintea noastră ne joacă feste. Deci, sufletul și gura se pun împreună și spunem aceeași ceea ce gândim și cu gura. Dar când ți s-a întâmplat ție? Acum, sincer, nu mă aduc aminte, dar mi s-a întâmplat. Și ai spus numele cui? Nu știu, vreau să vorbesc cu el și am spus Ionuț sau ceva de genul, dar printre rânduri. Și după ce am dat seara, am spus, op, stai, s-o prostit. Cu toate că relația dintre ei s-a terminat, a Bianca și Alexandru, Alexandru l-a rugat pe Robert să nu o scoată pe Bianca în față. Crezi că între ei există încă iubire? Iubire nu există, doar că Alexandru va înțeles cât de mult ea ține să rămână acolo înăuntru. Dar uite, când era în față, în gală, când a fost eliminat, a spus că o va iubi mereu. Da. Este iubire. Nu știu, eu repet, nu-i cunosc, nu știu din partea ei. Din partea ei nu cred că este iubire, că nu poți să iubești trei persoane în el arcul de 6 luni în același mod. Deci, e ceva, nu poți. Dar o iubire, un sentiment din partea lui este, pentru că dacă nu îl interesa nimica, rămânea acolo și continua, cum să spun, să fie indiferent. În fiecare zi o vedea, era indiferent, nu îl interesa nimica. Dar dacă nu a făcut-o, din punctul lui de vedere, poate este un sentiment, da. Pentru că a trăit relația foarte la extrem. Pentru că relațiile în casa iubirii sunt trăite la extrem. Wow, super! Așa este. Vreau să vorbim puțin și despre Nona, Patricia, Patrick. După plecarea Nonei, Patricia crede că îl poate cuceri pe Patrick. Crezi că este posibil ca Patrick să uite pe Nona și să formeze o relație cu Patricia? Nu știu dacă este posibil sau nu, dar Nona e o femeie e o bombă de femeie. Deci, sincer să fiu cu voi, e tot. E un Kalashnikov, cum spun eu. Dar Patrick nu ar face chestia asta niciodată și pentru demnitatea lui, pentru el însuși, cred că nu ar lăsa-o pe Nona. Ar fi penibil să o lași, tu ești în casa iubirii, o lași pe Nona afară și
îți faci relații cu Patricia, care au avut conflicte până acum 2 săptămâni. Deci n-ai respect nici pentru Nona, nici pentru susținătorii voștri, pentru că sunt niște susținători care vă susțin, ți-ai bătut joc de toți. Și în primul rând de tine. Nu cred că ar face el așa ceva. Uite, el a fost în față. Da. A fost în față alături de Patricia și Alexandru, spre eliminare. Da. Te așteptai? Păi, și-a vrut eliminare, a vrut să plece, vrea să plece. Și nu, o să lungă și ziua aia când să plece. Dacă el o să ceară eliminare în continuare, da. Pentru că dacă lumea de acasă vede că nu mai vrea să fie votat, e corect până la urma urmei să dăm drumul liber la acești concurenți. Nu putem ține nici între ghilimele cu forță. Dacă un concurent cere la public să nu mai fie votat, o să ajungă ziua în care publicul nu o să ai mai destule voturi și cu persoana mai puternică o să fie dat afară. După ce Patricia l-a chemat pe Patrick în Camera Roșie, el i-a spus că nu-i face plăcere să fie asociat și că este un disconfort pentru cuplul lui. El se ține destul de tare. Crezi că ar putea ceda la un moment dat? Nu știu. Poate nu să ar ceda. Adică, dacă trebuie să facem o comparație între Nona și Patricia, repet, Patricia e o păpușă și Nona e un Kalashnikov. Deci sunt două persoane diferite, complet de viață, complet de, și de aspect, și de comportament, și de tot. Deci, dacă Patrick de azi pe mâine s-ar îndepta spre Patricia, înseamnă că nu știe ce fel de femeie îi place. Pentru că sunt două, sunt polul nord și polul sud. Nu au nimic în comun una cu cealaltă. Nu cred că ar ceda niciodată. Și mai am o întrebare pentru tine. Pentru Bianca a fost o gală destul de grea. Ultimele două persoane au fost Patricia, prietena ei, și fostul ei iubit Alexandru. Aceasta a spus că nu poate alege și nu salvează pe niciunul dintre ei, se salvează pe ea. Ce consideri? Da. E un deja vu, o experiență deja trăită. Și repet, viața ne dă ceea ce dăm. De data asta nu ales, dar în trecut o ales. Am înțeles. Tu ai părere bună despre Bianca, în general? Eu? Da. Nu am nicio părere despre Bianca. E o persoană cu care eu am mâncat, am ieșit, o respect. O respect din punctul de vedere ceea ce am trăit eu cu ea. E o persoană inteligentă. Vreau să-ți mulțumesc, Anca, că mi-ai acceptat invitația. Mulțumesc de invitație. Doresc în continuare succes în tot ceea ce ți-ai propus și să ai grijă de tine. Mulțumesc, Bia. O zi bună. Ciao tuturor. La revedere și eu vreau să vă mulțumesc că ne-ați urmărit astăzi. Aveți o seară frumoasă.